Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Terapii Complementare împreună cu doctorul Ladislav Rosenberg. Bine v-am și regăsit. Vorbim despre pericolul gripei, pentru că suntem în plin sezon, iarna e aproape pe final, dar gripa își face prezența pentru că avem aceste schimbări de temperatură. Și aceasta este cauzată, dar situația este într-adevăr destul de îngrijorătoare, mai ales că în ultimele săptămâni am putut constata că la granițele țării, să zic așa, în trei țări învecinate cu România, în Republica Moldova, în Ucraina și în Ungaria, a fost declarată epidemie de gripă. În zilele trecute, chiar în urmă cu 2-3 zile, la Sibiu au fost depistate o serie de cazuri de persoane, deci de o serie de persoane, la care a fost pus în evidență virusul AH1N1, deci virusul care a provocat în 2009 epidemia de gripă porcină. Da, există un mix de virusuri gripale care realmente vor exploda, putem să spunem, în următoarele zile. Într-adevăr, vremea este prielnică pentru a se declanșa o epidemie de gripă la nivelul țării noastre. Cum se transmite gripa de la om la om? Gripa se transmite prin picăturile flüge, deci prin picăturile care rezultă în urma strănutului, în urma tusei unei persoane infectate cu virus gripal și care transmite pe această cale, transmite virusul persoanei sănătoase. Deci, ca și o măsură importantă de prevenție, de profilaxie, sunt măsurile de igienă care se impun în această perioadă. Sunt măsurile de evitare a aglomerațiilor, de evitare a sălilor de spectacol. Dar, vedeți, suntem în plină perioadă, deci, din punct de vedere al școlile sunt active, grădinițele active, deci, probabil, se va propaga foarte rapid această epidemie de gripă. Care sunt simptomele? Când ne dăm seama că de la o răceală evoluăm și trecem la gripă? Da. Și ne punem un semn de întrebare. Da, deci, în general, cei care ne urmăresc, eu cred că au trecut de numeroase ori de-a lungul vieții printr-o astfel de infecție cu virus gripal. Debutul acestei boli, deci a gripei, este un debut brutal, un debut brusc, în general însoțit de temperatură înaltă, de 39 de grade Celsius, dureri de cap, dureri musculare, articulare, o stare generală realmente proastă, o stare generală alterată pe care se plânge pacientul. Evident, sunt atacate mucoasele, mucoasa nazală, mucoasa faringiană, laringiană, ochii, mucoasa oculară. Deci, acestea sunt simptomele de debut a infecției gripale. Deci, ceea ce eu aș vrea să menționez, nu este de jucat cu această boală. Și dacă ne-am făcut vaccinul antigripal? Atunci aveți șanse foarte mari, șanse de peste 50% să nu contactați această infecție virală. Deci vaccinul antigripal făcut la timp și un vaccin antigripal țintit spre tipurile de virusuri gripale care predomină în această perioadă oferă o protecție, asigură o imunizare împotriva infecției gripale. Spuneați făcut la timp. Când e timpul? Deci, optim?
Și care sunt categoriile de persoane care trebuie să-și facă? Sau nu există? Ba da, există. Există categorii. Diferențe. Da. Deci făcut la timp, deci undeva la începutul sezonului rece, în noiembrie, în decembrie, este, dacă se face vaccinare antigripală, atunci este momentul optim. În ceea ce privește persoanele care sunt, care în mod obligatoriu, practic, ar trebui să fie vaccinate, sunt persoanele în vârstă, persoanele peste 65 de ani, persoanele care suferă de afecțiuni cronice, grave, de exemplu, diabet, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni respiratorii cronice, la care o gripă, o infecție gripală, poate determina, poate duce la complicații extrem de grave, în unele cazuri chiar letale. Deci, în mod obligatoriu, de exemplu, aceste persoane ar trebui să fie protejate printr-un vaccin antigripal. Sau, de exemplu, personalul medical care vine în contact cu zeci de persoane infectate, este obligatoriu sau ar trebui să fie în mod obligatoriu protejat cu un vaccin antigripal, sau personalul care lucrează în cămine de bătrân, în școli, nu? Deci cadrele didactice. În mod obligatoriu ar trebui. Există însă, vedeți, o teamă. Noi am mai discutat. Există din cauza reacțiilor adverse, dar la vaccinurile moderne, vaccinurile antigripale moderne, reacțiile adverse sunt realmente limitate, sunt rare și sunt de mică intensitate. Dar complicațiile gripei care sunt? Complicațiile gripei se focalizează în special în de exemplu, pot să treacă o infecție gripală, deci o infecție virotică, poate să evolueze spre sau să se suprapună peste această infecție virotică și o infecție bacteriană cu pneumococ, de exemplu, și se declanșează o pneumonie cu alte, cu stafilococ, streptococ, deci pe un fond imunitar slăbit dat de infecția gripală, mai ales la persoanele care suferă, de exemplu, de astmă bronșic, suferă de afecțiune cardiacă. Aceasta poate să ducă la, poate să ducă la o agravare a stării, la o serie de complicații extrem de neplăcute. Din punct de vedere al terapiilor complementare, ce facem ca să ținem gripa deoparte? Da, deci bună întrebare, în sensul că putem să prevenim, putem să ținem, să ne protejăm. Principalul e să prevenim. Principalul este e mai ușor să previi decât să tratezi, nu? Categoric. Și aici ne pot ajuta, de exemplu, preparatele naturale cu efect imunostimulant. Deci care ne cresc capacitatea de autoapărare și ne permit, practic, să traversăm această perioadă. Să facem, și dacă face gripa, să fie într-o formă ușoară. Care sunt plantele plantele medicinale, bineînțeles, pe care sigur, le folosim? Deci există o multitudine de astfel de plante care au efect benefic și aș menționa aici, de exemplu, preparatele obținute din echinacea, o plantă originară din America de Nord, dar care se cultivă în condiții bune și la noi în țară. Există o multitudine de astfel de preparate și începând de la ceaiuri simple și până la produse farmaceutice complexe pe bază de echinacea. Sau trebuie să amintim, de exemplu, o serie de uleiuri esențiale și deci aromaterapia are un rol important în prevenție. Și aș aminti aici uleiul de eucalipt, aș aminti uleiul de oregano,
uleiul de cimbru și cimbrișor și o serie de alte uleiuri esențiale care folosite, de exemplu, în, sub formă de cu ajutorul unor vaporizatoare în cameră, practic, au, datorită efectului antivirotic al acestor uleiuri esențiale, scad, să zicem așa, posibilitatea unei infectări cu virus gripal. Sau dintre, dacă am discutat mai înainte despre aromaterapie și foarte pe scurt pe, despre fitoterapie, despre care noi am putea discuta. Apiterapia. Apiterapia este realmente benefică în prevenție, dar și în tratament. Și aici o combinație ideală, din punctul meu de vedere, este între tinctura de propolis și miere. O rețetă cu numeroase beneficii, atât în prevenție, cât și în tratarea unei afecțiuni care s-a declanșat. Deci ameliorează semnificativ, de exemplu, starea pacientului care suferă de faringită, laringită, de tuse, de diverse etiologii, care în general însoțește gripa. Din punct de vedere al alimentației, cum putem să ne hrănim ca să nu atragem gripa? Deci, odată să nu atragem, ar fi important o alimentație bogată în legume și fructe, fructe cele bogate în special în vitamina C, nu, sunt citricele care sunt fructe momentan, putem să spunem, de sezon, dar în general lămâia, portocalele, grapefruit-ul au un conținut ridicat în acid ascorbic, cu un rol protector, cu un rol imunostimulant, fiindcă știm că vitamina C joacă un rol esențial în reglarea sistemului imunitar. Mai vrei să aducă-ți ceva la final? Practic, ceea ce am putea adăuga este rolul deosebit al prevenției în atenuarea efectelor negative ale gripei. Eu vă mulțumesc! Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Terapii Complementare, realizată împreună cu doctorul Vladislav Rosenberg.